Victor Hugo, Mizerabili, volumul 1, partea a doua, Cosette, cartea a treia, Îndeplinirea făgăduielii făcute moartei, capitolul 5, Fetița singură. Din pricină că Hanul Thénardier se afla în partea satului dinspre biserică, Cosette trebuia să aducă apa tocmai de la izvorul din pădurea de la Chelet. Nu se mai opri la niciun galantar. Cât timp se mai afla pe ulița Boulanger și prin preajma bisericii, galantarele luminate arătau drumul. Curând însă, ultima licărire a celei din urmă barăci pieri. Bietul copil se pomeni în întuneric, pătrunse în el. Atâta doar că, simțind cum o anume tulburare punea stăpânire pe dânsa, Cosette, fără a se opri din mers, scutura cât putea de tare toarta găleții. Făcea un zgomot care îi ținea de urât. Pe măsură ce înainta, întunericul devenea tot mai adânc, ulițele erau pustii. Se întâlni totuși cu o femeie care întoarse capul după ea și stătu locului, bolborosind printre buze. Unde s-o fi ducând fetița asta? O fi vreo stafie? Apoi, recunoscând-o pe Cosette, ia te uită, zise ea. E ciocârlia. Cosette străbătu astfel labirintul de ulițe întortocheate și pustii cu care sfârșește înspre Chelet comuna Montfermeil. Atâta vreme cât pe o parte și pe alta a drumului fuseseră case și chiar numai ziduri, merse cu destul curaj. Ici colo câte o rază sfioasă străbătea prin crăpătura vreunui oblon, era lumină și viață. Erau oameni acolo, asta o liniștea. Totuși, cu cât înainta, parcă fără voie, mersul i se încetinea. Ajungând dincolo de colțul celei din urmă case, Cosette se opri. Îi venise greu să treacă de ultima prăvălie, îi se părea acum peste putință să treacă de ultima casă, lăsă găleata jos, își trecu mâna prin păr și începu să se scarpine încetişor, gest caracteristic copiilor îngroziți și nehotărâți. Nu mai era în Montfermeil, era pe câmp. Înaintea ei se întindea spațiul întunecos și pustiu. Se uita cu disperare în întunericul acela, în care nu mai era nimeni, plin de fiare sălbatice și poate și de strigoi. Se uită bine, auzi foșnetul sălbăticiunilor prin iarbă și văzu de sfârșit strigoii mișcându-se printre copaci. Atunci puse mâna pe găleată. Frica îi dădea curaj. Ei, am să-i spun că nu mai era apă, zise ea, și porni hotărâtă înapoi, spre Montfermeil. Dar abia făcuse vreo 100 de pași că se opri iarăși și începu din nou să se scarpine în cap. De rândul ăsta o vedea pe tenardiera hâdă, cu botul ei de hienă și cu văpaia furiei în ochi. Fata se uită cu groază înainte și înapoi. Ce să facă? Cum să iasă din încurcătură? Încotro s-o apuce. Înaintea ei, spectrul tenardierei, în spatele ei, toate nălucile întunericului și ale pădurii. Și se dădu înapoi în fața tenardierei. O luă din nou pe drumul spre izvor și porni în goană. Ieși din sat, în fuga mare, intră în pădure, tot alergând, nemai uitându-se la nimic, nemai ascultând nimic. Nu se opri din goană decât atunci când îi se tăieră suflarea, dar nu stătea pe loc. Mergea înainte, în neștire. Alerga și îi venea să plângă. Din toate părțile învăluia freamătul de noapte al pădurii. Nu se mai gândea la nimic, nu mai vedea nimic. Noaptea uriașă stătea în fața acestei ființe mici. De o parte, întunericul nemărginit, de alta, un atom. Erau numai vreo 7 sau 8 minute de la marginea pădurii până la izvor. Cosette știa drumul, îl făcuse adesea pe lumină. Lucru ciudat, nu se rătăci. O urmă de instinct o conducea fără să-și dea seama. Cu toate astea nu se uita nici la dreapta, nici la stânga, temându-se să nu vadă cine știe ce dihănii printre crengi și prin tufișuri. În sfârșit, ajunse la izvor.
Era o adâncitură îngustă, săpată de ape într-un pământ argilos, adâncă de vreo două picioare, înconjurată de mușchi și de acel soi de buruieni înalte, încrețite, cunoscute sub numele de gulerașele lui Henric al IV-lea, pardosită cu câțiva bolovani. Un pârâiaș ieșea din ea cu un susur liniștit. Cosette nu zăbovi nicio clipă, era întuneric beznă, dar ea cunoștea izvorul, dibui cu mâna stângă în întuneric trunchiul unui stejar tânăr, a plecat peste fântână și de care se sprijinea de obicei, dădu peste o creangă, se agăță de ea și dădu drumul găleții în apă. Era atât de puternică încordarea prin care trecea, încât puterile îi se întreiseră. Pe când stătea aplecată, nu băgă de seamă că buzunarul șorțului îi se deșertă în izvor. Banii îi căzură în apă. Cosette nu-i văzu și nici nu-i auzi căzând, trase găleata aproape plină și o așeză pe iarbă. Sfârșindu-și treaba, se simți moartă de oboseală. Ar fi vrut să plece îndată, dar făcuse o sforțare atât de mare ca să umple găleata, încât îi fu cu neputință să mai facă un pas. Fu nevoită să se așeze. Se trânti pe iarbă și rămase acolo, ghemuită. Închise ochii, apoi îi deschise din nou fără să-și dea seama de ce, fără să poată face altfel. Alături de dânsa, apa mișcându-se în găleată, făcea niște cercuri care păreau șerpi de flăcări palide. Deasupra ei, cerul era acoperit de nori uriași, negri, ca niște coame de fum. Masca tragică a întunericului părea că se apleacă lin peste fetiță. Jupiter apunea îndepărtări. Fata se uită cu privire tăcite la steaua asta mare pe care nu o cunoștea și care o umplea de spaimă. În clipa aceea, planeta era, în adevăr, foarte aproape de orizont și trecea printr-o pătură deasă de negură care îi dădea o roșeață îngrozitoare. În negura lugubru împurpurată, astrul părea mai mare, era ca o rană care strălucea. Un vânt rece sufla dinspre câmpie, pădurea era cernită, fără un foșnet de frunză, fără o rază din luminile nedeslușite și proaspete ale verii. Crengi mari se întindeau fioroase, copăcei plăpânți și piperniciți șuierau prin rariști. Sub bătaia crivățului, ierburile înalte se frământau ca țiparii. Mărăcinii se răsuceau ca niște brațe lungi, înarmate cu gheare, încercând să apuce prada. Câteva buruieni uscate, mânate de vânt, zburau repede, fugind parcă înspăimântate din fața cuiva care le ajungea din urmă. De jur împrejur, numai priveliși lugubre. Întunericul era amețitor. Omul are nevoie de lumină. Cine se avântă în noapte, încearcă o strângere de inimă. Când ochiul vede negru, mintea se întunecă. În timpul eclipsei, pe întuneric, în opacitatea funinginei, chiar și cei mai puternici se simt neliniștiți. Nimeni nu umblă noaptea prin pădure fără un fior de teamă. Umbrele și copacii sunt două desișuri care înspăimântă, o lume de himere se naște în adâncul nelămurit. Neînțelesul se conturează la câțiva pași de tine, întocmai cu o precizie spectrală. Se vede plutind în spațiu sau în propria ta minte ceva nedeslușit și de neînțeles, ca visele florilor adormite. În zare se ivesc amenințări de groază. Adulmeci revărsarea marelui vid întunecat, ți-e frică și ești dornic să privești îndărăt. Văgăunile nopții, lucrurile devenite înspăimântătoare, siluetele tăcute care se risipesc când te apropii, destrămări nevăzute, tufe care freamătă, amânie, băltoace fumurii, lugubrul așternut peste tristețe, imensitatea de mormânt a tăcerii, toate viețuitoarele necunoscute cu putință, ramuri misterioase ce se lasă asupra-ți, cioturi înfricoșătoare de copaci, mănunchiuri de buruieni înfiorate, în fața tuturor acestora te afli fără apărare. Nu există îndrăsneală care să nu tresară și să nu presimtă apropierea spaimei. Încerci un simțământ apăsător, ca și cum sufletul s-ar contopi cu umbra. Pătrunderea asta a întunecimilor e nespus de sinistră pentru un copil.
Pădurile sunt apocalipsuri, iar fâlfâitul de aripi al inimii unei făpturi atât de mici stârnește un zvon de agonie sub bolta lor misterioasă. Fără să-și dea seama de ceea ce îi se întâmplă, Cosette se simțea copleșită de această nesfârșire întunecată a firii. Nu năpădise numai groaza, dar ceva mai îngrozitor chiar decât groaza tremura toată. Nu putem găsi cuvintele care ar putea să descrie toată ciudățenia fiorului care o îngheța până în măduva oaselor. Privirea devenise sălbatică, simțea că poate n-ar putea să se oprească de a se întoarce din nou aici, a doua zi la aceeași oră. Atunci, printr-un fel de instinct, ca să se smulgă din starea ciudată în care se afla, pe care n-o pricepea, dar care o umpluse de spaimă, începu să numere cu glas tare. 1, 2, 3, 4, până la 10. Iar când sfârși, o luă de la capăt din nou. Asta o făcu să-și dea seama de realitatea lucrurilor care o înconjurau. Simți că îngheață mâinile care îi se udaseră când scosese apă. Se sculă în picioare. Din nou o copleși frica. O frică firească, covârșitoare. Nu mai avea decât un singur gând, să fugă. Să fugă în goana mare, prin pădure, de-a lungul câmpului, până în dreptul caselor, până sub ferestre, până la luminile aprinse. Privirea îi alunecă spre găleata care se afla în fața ei. Dar frica ei de tenardieră era atât de mare, încât n-a avut curajul să fugă fără găleata cu apă. Apucă toarta cu amândouă mâinile, abia putu să ridice găleata. Făcu astfel câțiva pași, dar găleata era plină și grea. Fu nevoită să o lase iarăși jos. Răsuflă un pic, pe urmă apucă din nou toarta și o porni iar la drum, de rândul ăsta o bucată mai lungă. Dar trebuie să se oprească din nou, după câteva clipe de odihnă, porni mai departe. Mergea cu trupul aplecat înainte, cu capul în jos, ca o babă. Greutatea găleții îi întindea și îi înțepenea brațele slăbuțe, mânerul de fier îi amorțea și făcea să înghețe și mai tare mânuțele ude. Din când în când era nevoită să se oprească și de câte ori se oprea, apa rece care se vărsa din găleată îi curgea pe picioarele goale. Toate astea se petreceau în mijlocul unei păduri. Noaptea, iarna, departe de orice suflare omenească. Era un copil de 8 ani, numai Dumnezeu de sus vedea în clipa asta tristă întâmplare și vai, fără îndoială, mama ei. Fiindcă sunt unele întâmplări care îi fac pe morți să deschidă ochii în mormânt. Cosette răsuflă cu un fel de horcăit dureros. Suspinele îi se urcau în gâtlej, dar nu avea curajul să plângă, atât de mult se temea de tenardieră, chiar de departe. Avea obiceiul să-și închipuie întotdeauna că tenardiera era de față. Totuși nu putea face un drum prea lung în felul ăsta și mergea destul de încet. Se silea să-și micșoreze popasurile și să meargă cât mai mult între ele. Se gândea cu groază că în felul ăsta o să-i trebuiască mai bine de un ceas ca să ajungă la Montfermeil și că tenardiera o sobată. Groaza asta se amesteca cu spaima de a fi singură noaptea în pădure, era prăpădită de oboseală și încă nu ieșise din pădure. Ajungând lângă un castan bătrân pe care îl știa, făcu un ultim popas, mai mare decât celelalte, ca să se odihnească de ajuns, pe urmă își adună toate puterile, apucă din nou găleata și porni iarăși plină de curaj la drum. Totuși, beata făptură desnădăjduită nu se putu stăpâni să nu strige. O, Doamne Dumnezeule! În clipa aceea simți că găleata nu mai atârna greu. O mână, care i se păru enormă, o apucase de toartă și o săltase cu putere. Ridică ochii. O siluetă neagră, mare și dreaptă, mergea alături de ea în întuneric. Era un om care venise în urma ei și pe care nu l-auzise venind. Omul acela, fără să scoată o vorbă, apucase de toarta găleții pe care o ducea Cosette. Există instincte în fața tuturor întâmplărilor vieții. Fetița nu se înfricoșă.